Revelionul este sărbătorit de toți românii cu tradițiile specifice, bras clipitor, colinde, veselie, mâncăruri tradiționale și rețete culinare diferite de la o regiune la alta a țării. Pentru toate gospodinele, masa de Revelion înseamnă tradiție și bun gust, atât în ceea ce privește decorațiunile, cât și mâncărurile specifice acestei sărbători. Argeșenii țin la tradiție și nu a renunțat pentru nimic în lume la anumite preferințe culinare. La ce nu ați renunțat de pe masa de Revelion? Salata de băf la noi este importantă. De ce? În rest, nu. Nu știu, e așa mai... Nu este un mai special, adică nu este pentru totdeauna. Cred că prima dată la struguri n-aș renunța. Dar de ce? Pentru că au o semnificație aparte. Pentru fiecare lună un bob de struguri dorință. Și altceva? Altceva, cred că pot să renunț la orice, deci nu. Nu sunt o mare gurmandă, așa. Îmi place să gătesc, să fac, să fie masa plină, dar nu neapărat să ne și... Dar peștele o să lipsească? Nu. La salată de beof și la tort. De ce? Știți cum se spune, de gustibus non disputantur, despre gustul nu se discută. Nu știu, îmi place cel mai mult tortul, cel făcut de soția mea special, și salată de beof. Friptura mai puțin, cu carnea, cum să spun, nu sunt așa un împătimit al cărnii. Tradiția spune că în noaptea de anul nou trebuie consumat pește. Cei care consumă pește noaptea dintre ani vor trece prin greutățile anului care urmează ca peștele prin apă, iar solzii peștelui semnifică bani mulți. De exemplu, această gospodină a ținut să ne împărtășească o rețetă specială pentru masa de Revelion. Rețeta e cu ciuperci, e păstrăv sau crap de regulă, cu ciuperci, cu orez și cu ficăței. Și cum se repară? Repede așa. Un pic de ceapă călită, ficățelul un pic călit, ciupercile și orezul preumflat, un pic umflat. Și se bagă, se umple peștele cu toată compoziția și se pune în folie de staniol și se bagă la cuptor 30 de minute. Petrecerea de anul nou se lasă greu, cu mese îmbelșugate și băutură din plin, însă țineți cont de sfatul medicilor și fiți mai cumpătați.